microfonul. Da, trebuie verificat la început, probabil. Cum sunteți? Mai bine, tu? Și eu. Am trecut prin toate stările azi, cred că, până la acesta. Deja? Deja am început, da, Anastasia. Da, m-au luat cu călduri, cu friguri, cu durere de cap, cu de toate. Zic, mai. Doar atât? Acum înțeleg ceva ce am avut eu, dar nu pot să zic pe fel. 27 a 9 suntem, da? Da. Niciodată nu știu. Bun. Dacă tot ai trecut prin toate stările, să nu te facem să aștepți, zic. Hai să începem cu punctele. Hai. Zic eu? Sigur. Mi-am pregătit listuța pe telefon, că eu am emoții. I-am zis și Claudia, am un pic emoții înainte de orice col și... Să nu uiți, nu? Ți-e frică să nu uiți, nu? Da, sunt așa... Să nu uit prin ce am trecut. Nu cred că poți să uiți. Da, păi... Istoria practic se învârte în prejurul la cam aceleași subiecte, fiind o anxietate pe care a început cam un an în urmă și... deci asta nu ai avut-o dintotdeauna? Nu. Nu întotdeauna, a apărut cam un an în urmă, un an și ceva, așa, din nimic, aș zice eu. Bine, o să vedem dacă e din nimic sau nu, dar era mai grav la început. Acum, eu am lucrat în mediul fizic cum am putut, am rezolvat să văd cauzele de aici care ar putea influența, dar încă mai persistă. Aproape zilnic, uneori mai dispare câteva zile, dar după se întoarce înapoi și mă dezechilibrează total, aș putea zice, adică nu... S-a întâmplat ceva anume acum un an, Anastasia? Multe chestii s-au întâmplat. Ok. Da, am trecut prin mai multe chestii și înțeleg că poate fi și asta. Acum nu știu dacă vrei să știi chiar detaliat ce s-a întâmplat. Așa, rezumat, dacă sunt atât de multe, evenimente. Da, am trecut printr-o mutare mai traumatizantă așa. Practic, mutare de unde? De la un apartament la altul, dar a fost o întreagă situație. Nu știu dacă vreau să menționez asta neapărat în video. Nu, ok. Așa, dar... Cumva, cred că ce a fost, mi-am încheiat un capitol în viață și s-a întâmplat totul foarte repede și totul foarte nou pentru mine. Am renunțat la foarte multe chestii, acum nu știu dacă pot să zic asta, pe col, la medicamente și așa. Am început, practic, o nouă viață. Ai renunțat la medicamente? Da. Adică? Adică nu mai folosesc medicamente de un an. Dar erai obligată să le folosești înainte? Da, deci eu am fost diagnosticată cu gastrită vreo 3 ani în urmă, 4, așa, și am luat medicamente aproape zilnic. Și eram într-o stare foarte nașpa, adică și în raport cu sănătatea și mental și emoțional. Și da, practic, într-o zi am descoperit o alternativă și mi-a luat curajul în mână și am lăsat tot ce știam și am învățat ceva nou. Și vrei să spui ce alternativă? Nu știu dacă o să vrei să publici, dar interesant și pentru mine și dacă vrei să o publici la sfârșit, poate și pentru ceilalți. Da, folosesc uleiuri esențiale. Ok. Și pentru gastrită ce anume ai folosit ca și ulei? Pentru gastrită, în primul rând, la uleiuri esențiale, nu mă bazez doar pe ele, adică nu mă vindec cu ele, îmi sprijin autovindecarea cu ele. Și am învățat foarte mult pe partea de nouă medicină germanică, adică fiecare boală sau așa, o cauză emoțională. Și am lucrat pe emoțional, adică am realizat de unde a început și după la uleiuri avea o prietenă, deja folosea, am văzut la ea, am zis, ai niște cărți, ceva, am început să citesc, în 2 săptămâni mi-am făcut deja un amestec și peste 2 săptămâni mi-a trecut gastrita. Și de atunci, da. Ce cărți? Lasă că îmi trimiți. Sunt interesată. Dacă ești interesată. Pentru nu să știi niciodată, sunt bune. Știi, Claudia, că totul trebuie depozitat, nu să știi niciodată cum ai nevoie. Sigur, sigur. Acum, dacă le mai știi, poți să le spui și pe online, știi? Da. Dacă le știi. Nu mai știi, să zic că toate includ cuvântul ulei esențial și nu știu ce. Nu, deci chiar ai citit tot ce ai prins. Da, tot ce am prins am citit. Ok. Deci tu ți-ai făcut singură toate amestecurile astea, nu? Adică le-ai luat, de exemplu, na, cum e dotera, cum e, știi? Păi eu uleiul dotera folosesc. Ah, dar ok, dar ți-ai făcut o amestec. Da, da. Nu sunt cumpărate de la cineva sau am luat eu ceva amestec făcut de cineva. Nu, nu. Tu ți-ai amestecat dotera singură. Da, exact. Okay. Da. Da. Bun, interesant. Bun, deci ai renunțat la medicamente. Da. Te-ai făcut bine. Te-ai mutat. Între timp. Ce s-a mai întâmplat? Aveam un job de 2 ani jumătate foarte epuizant și fizic și mental. Am renunțat la ăla. Vreo 2-3 luni am stat fără job. Mi-a apăsat pe toate traumele financiare și așa. Na, de acolo și conflicte existențiale de ce fac, la ce sunt bună și la ce nu sunt bună și o să reușesc vreodată nu știu ce. Dar da, iar anxietatea asta era deja instalată sau a apărut după toate evenimentele astea? Nu, deci ca să știi, a apărut înainte să se întâmple toate astea. Aha, deci înainte. Da. Deci ea era deja acolo și apoi au urmat toate schimbările astea. Da. Ok. Exact. Și, na, it made it worse, cum s-ar zice. De clar, de asta. Da, 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 da. Te descurca bine. Având în vedere tot ce ai făcut. Adică... Da, păi ce scriam și în puncte este că de fapt, nu știu dacă am scris, mă rog, euul meu, gen eu cum mă știu eu, cu baza de fericire și încredere și așa, eu mereu am fost așa. Dar asta ce a intervenit deasupra, eu mă simt de parcă eu sunt în spatele la un perete, știi? Și cumva o versiune de-a mea care acționează total, complet, la ce știu eu, la toate cunoștințele pe care le am, da, și la, nu știu, la tot ce am învățat până acum. Da, îți dai seama că pentru o persoană care să știi total diferită, să ai un mod de funcționare total diferit, este foarte greu să nu te mai recunoști, să vezi că te-ai pierdut efectiv. Deci de asta zic, te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc. Îți spui ceva, Claudia? Vreau să întreb, cum se manifestă anxietatea? Când e mai rău, când e mai ușor, cum se manifestă în ambele faze? Știi cum e când... De fapt, nu știu dacă ați avut, dar cred că ați avut, gen înainte, nu știu, să vorbești în fața unui public sau așa. O stare din asta de neliniște, de o greutate în piept, dar constant. Adică eu pot să stau pe canapea să mă uit la un film și să nu am nicio grijă pe lumea asta, că tot o simt. Aha. Uh-huh. Și deci îmi dă senzația, bine, înainte îmi dădea senzația, acum m-am obișnuit cumva cu ea, că nu, ceva mereu este greșit, ceva mereu mă presează. Adică nu mă pot relaxa, sunt într-un loc minunat, totul este perfect, eu sunt bine, ideile mele sunt bine și e sentimentul ăsta care deci nu mă lasă să fiu eu în pacea mea și în echilibrul meu. De inadecvare, cumva. Adică nestat bine într-una. E o suferință într-una. Da, la un moment dat o simți ca o suferință, da. Mhm. Ok. Bun. Da. Asta e un punct. Da. Așa este, totul am notat așa. Și da. Al doilea. Așa, al doilea... Să mă uit un pic. Hai, cred că o zic pe asta cu maică mea. Deci eu am crescut cu mama doar. Eu sunt din Republica Moldova, din Chișinău. Asta vreau să zic, tu nu ești din Cluj. Nu. Pentru că nu ai accentul de Cluj, dar nici de Republica Moldova. Eu am accentul mai moldovenesc ca tău. Sunt în Cluj. Am vrut să zic, dar zic, lasă că îi spun la sfârșit, că acum îmi spune punctele. Deci ai crescut doar cu mama ta, da? Da, am crescut doar cu mama și... Bine, de ce? Și doar cu mama? La început. Tata? Deci cum tata absent de la naștere, de când m-am născut... Ești copil unic sau mai ai frați și sorori? Unic, ok. Unic. Frați și sorori. Îl cunoști? Îl cunoști pe tatăl tău, deci? Da. Îl cunosc, da. Jenant. Și aveți o relație? Nu. Nu avem. Pentru că nu vrei tu? Sau? Da, pentru că nu vreau eu. Este absolut jenant, nu știu. Ok. Așa e situația. Da. Ca să înțelegi, am o soră vitrică de vârsta mea, da? Ah, ok, am înțeles. Da. ca să înțelegi situația așa, din background. Dar el nu a jucat, adică de el n-am fost influențată deloc, adică nu am niciun aport emoțional față de el, nu, absolut deloc. Ok. Ca și cum n-ar exista. Maică-mea, în schimb, deci am trăit cu ea și cu bunica, după bunica a decedat. Ele aveau certuri între ele foarte mari, în fiecare zi nu se suportau. Se ajungea și la fizic și la așa, traume din asta să le vezi ca copii, ca copil, că eu eram destul de mic atunci. După s-a trecut la adolescență când bunica a decedat, am rămas cu maică-mea, foarte abuzivă din toate punctele de vedere, și verbal, și bine, fizic nu s-a ajuns, dar sperieturi din alea, știi? Sperieturi. Ok. Cum o cheamă pe mama ta? Natalia. Ce nume frumoase aveți amândouă! Mama ta Natalia, tu Anastasia. Natalia, ok. Este în viață mama ta, da? Din câte eu să înțeleg. Da, este. Așa, deci mult abuz cu insulte. Nici nu știu cum să le zic, că eu am disociat complet de la toate amintirile pe care le am din adolescență și așa până am plecat de acasă, am reușit să plec. Dar la modul că tot ce făceam se găsea un comentariu în adresa mea și insulte, nici nu vreau să le zic, că sunt prea too much. Așa, și am plecat în Cluj, din câte vă dați seama, escaped. Așa, și după a mai durat un an relația noastră în care am fost de vreo 2 ore acasă și după un an în urmă am fost ultima dată acasă, în care, din nou, na, eu am învățat să-i răspund înapoi, să stand up for myself, cumva. Am pus niște limite foarte clare și de multe ori nu reacționam emoțional la ce zice, cumva disociam complet și a început să o enerveze și asta, evident. Și ăsta a fost punctul de reper de anul trecut, după care i-am zis că eu nu mă mai întorc. Așa, am plecat, i-am făcut un mesaj frumos după o lună în care i-am scris, uite definiția de mamă, uite cum tu nu întâlnești criteriile de definiție de mamă, uite cum m-ai făcut să mă simt toată viața așa, te rog să nu mă mai contactezi și am dat bloc pe toate rețelele, inclusiv pe mail, dar aparent, dacă dai bloc pe mail, primești mesaje în spam. Măi, deci te-a recontactat, deci te-a recăutat, nu? Adică da, dar m-a recăutat să o ajut pe ea cu ceva documente, nu că sunt eu bine sau nu sunt bine. Și i-am zis să-ți rezolvi singură. Așa? Deci m-a căutat după, din nou, același abuz pe mail, pe spam, că evident că am intrat, că sunt curioasă. Normal, da, sigur. Da, așa. Și, na, tot cu din astea cu gaslighting și de toate, că... mă rog. Și da, cam așa a continuat un an cu mesaje pe spam până în prezent. Și da. Practic ce voiam eu să aflu e ce e, cine e și cumva eu mai simt un pic de vinovăție sau niște sentimente din astea de neliniște când văd un mesaj de la ea sau când mă gândesc la ea. Ți se pare anormal să simți asta? Nu mi se pare anormal, dar în același timp când mă gândesc la câtă muncă am făcut asupra subiectului. Anastasia, tu ești ruptă de orice legătură familială acum, nu? Da. Câți ani ai? 23 am împlinit acum. Ce muncă faci? Sunt social media manager. Ah, ok. Deci e ok, nu? Reușești să te descurci, nu? Da. Dar mereu am reușit. Eu lucrez de la 19 ani. Îmi imaginez că a trebuit să înveți să te descurci ca să poți să-ți duci la capăt planurile pe care le aveai, cum ai spus și tu, să evadezi, dar este ușor pentru un copil de 23 de ani. O să te încopii oricum până când murim, da? eu tot 5 ani am în mine, nu este ușor să fii rupt de tată, de mamă, sori, frați, nu ai, vii, treci bine, dar ok, nu ai nicio relație. Da, cu ea nu. Am un unchi și verișor, dar nici pe lor nu le pasă. Deci... Ești în cuplu sau ești singură? În cuplu. Și este ok? Da, super ok. De mai mult decât sau? Ok. De mai mult de un an. Bine, ok, foarte bine. Da. Bun. Ok, deci vrei să vezi, o să ne uităm. Da, nu prea știu cum să formulez, dar da, vreau să văd un pic acolo. Da, da. Ideea. Am înțeles. Așa, și alt punct, tot atunci când mi s-a început și anxietatea și toate în timp s-au dezvoltat chestii ca neîncredere în sine. Astea nu le vei, nu? Nu, deci astea, eu... Nu. Deci deci toată lumea mă întreabă cum... Bine, toată lumea, cei doi oameni pe care... Așa, mă întreabă că cum s-a întâmplat, pentru că eu eram cea mai încrezută în mine. Adică o forță din asta... Nici tu nu știi de unde vine, nu? O forță din asta, beton, și am ajuns să... Da. Să nu știu, să mă compar cu alții, să fiu foarte... Există o vulnerabilitate foarte mare față de exterior, cum nu exista înainte, adică și la cuvinte, și la cele mai simple acțiuni încep gândurile astea intruzive de eu nu pot la fel de bine, nu știu ce, da, sunt bună, dar nu la fel de bună ca nu știu cine. Da, deci gândurile astea și în plus la ele este o, nu știu cum să o explic, este o lipsă de motivație, de energie, din asta de vreau să fac și fac. Că eu de pasiune am multe pasiuni. Am fost și fotograf și am fost multe chestii. Dar cumva se seacă. Se seacă dispare. În timp, da, dispare. Și când asta apare ceva nou sau e nou, da. E nou, da. Bine, nou relativ 1 an, cam așa. Și da, chiar și acum, gen când mă gândesc la ce vreau să fac, este cumva sunt cumva gândurile astea de ok, fac asta, dar chiar vreau să fac asta, dar este pentru mine, dar sunt destul de bună la asta, dar ala ce face, dar nu știu ce, nu știu cum, dar dacă nu merge cum trebuie, dar dacă nu fac cât vreau eu, gânduri de genul. În capul tău e un haos mereu, adică. Da, e un haos din asta. Da, da. Cumva încrederea asta în sine și echilibrul ăsta și pacea asta de băi, eu fac, eu sunt creatorul vieții și eu merg și eu fac, dacă vreau. Dar ceva parcă mă ține. Bine, fetelor! Cum o să ceva am să mai adaug. Dacă mai avem timp la sfârșit doar. Sigur, avem. Voiam să... Dacă e posibil să vedem câte aspecte am, la corpuri, gen să... La corpurile energetice? Când tu spui aspecte, la ce te referi? Că poate avem terminologii diferite. Câte Anastasii există pe alte linii temporale. Nu, ok. Așa, ca să mă gândeam la o echilibrare cumva de informații, să le transmit. Informațiile pe care le știu, le dominez după hipnoză. Nu știu dacă e o idee bună. Noi nu lucrăm cu asta, în schimb, pentru că nu doar dacă ești în sesiune. În schimb, dacă tu putem să verificăm și dacă tu existi pe mai multe linii spațiotemporale, să dai informația, da, poți. Cu siguranță poți, dar nu putem să intervenim pe altă linie spațiotemporală, pentru că pentru că nu se știe ce fel o să-ți impactezi liniile spațiotemporale, da? Adică noi nu avem de unde să știm. În schimb, noi ce verificăm viețile anterioare sau viitoare, nu știu de ce ies în sesiune, da? Dar dacă vrei să vezi dacă există linii spațiotemporale active cu alte vieți, sigur, putem verifica. Asta vrei, nu? Da, eu cumva voiam să... Acum am auzit eu, am citit, că, să-mi confirm tu sau nu, că în momentul în care tu în prezent aici, în viața asta, unde ești încarnat, nu permiți să fii interferat, adică nu este nicio intrare în spațiul tău, așa? Ar exista posibilitatea să se meargă la alte vieți anterioare ale tale, da, în care există un spațiu. Acolo. Da, exact. Da, dar asta, dacă spațiul și timpul nu există, Anastasia, pentru că chiar nu există, da, există pe Terra, da, pentru că am creat noi ca și concept, atunci nici viețile anterioare și viitoare nu există, da? Poate liniile spațiotemporale paralele, poate că sunt viețile noastre trecute sau viitoare și prezente în același timp. Și atunci, cum să zic, dacă a fost o interferență, cu siguranță în trecut cândva au fost interferențe. Important este ce se întâmplă în prezent, unde luăm contact cu tine, la prezent, să zic așa. Și mai este o chestie, când spui asta, informația pe care ai citit-o duce oarecum la aceeași chestie un pic ca și cu religia, da? Băi, dacă tu nu ești interferat acum, cu siguranță o să fie interferat în altă parte, se poate interfera acolo, știi? Dar de unde știi tu că într-o altă linie spațiotemporală tu nu ești la fel de șmecheră ca în linia asta și nu ai nicio interferență? Da. Noi nu lucrăm, adică în metoda asta, o să vezi și tu, nu lucrăm așa, dar dacă acum liniile spațiotemporale paralele, pentru că tu ai spus linii spațiotemporale, da? Linii spațiotemporale poate fi și trecutul. N-ai spus paralel, nu? Ai spus spațiotemporal. Da, am spus linii... Bine, percepția mea era că toate există în același timp. Exact. Ei, dacă toate există în același timp, dar noi ne raportăm la ele trecut și viitor, dacă tu în trecut ai avut o interferență și în prezent nu o mai ai, interferența nu mai există astăzi, deci nu are rost să mai lucrăm la ea. Deci, să zic, da? Deci tu ai depășit interferența, ai trecut peste interferență. Ea exista cândva, dar tu în prezent nu mai este, da? Ai rezolvat-o. Și atunci ce rost are să mă duc în trecut să rezolv ce? Adică nu și are rostul, pentru că te pot tăia pe tine din experiență, da? Tu, datorită acelei interferențe, tu astăzi ai o experiență, da? Ți-ai făcut o experiență, ai învățat ceva. Am vrut să zic ceva și am uitat, nu mai știu ce am vrut să zic. Nu mai știu ce am vrut. Da, te rog. Exact pe principiul ăsta, de fapt, lucrăm noi. Gândește-te și invers. Atunci când anulăm o interferență dintr-un moment anume, Carmen caută întotdeauna momentul perfect, dar când vede ea că ai mai multă conștientizare, partea subliminală, ori acum, ori în trecut, ori în viitor. Anulând în punctul ăla, am modificat tot trecutul și viitorul tău. Se schimbă toată linia spațiotemporală a ta. Exact invers, știi? Așa cum ai pus tu întrebarea, la fel putem să-ți răspundem noi, dar invers. Și apoi anulăm tot. Uneori se face chiar în prezent anularea, pentru că îți permite, depinde de caz. Poți să o faci în trecut și să schimbi toată linia spațiotemporală, dar uneori este mai bine să o faci în prezent dacă se poate, depinde de caz, pentru că rămâi cu toată experiența aia, da? Adică tu dacă schimbi linia spațiotemporală în trecut, se schimbă foarte multe lucruri de la, adică tu ai cu totul alte experiențe după aia, știi? Se schimbă foarte multe lucruri și atunci experiența ta din prezent se schimbă și ea. Dar, da, nu știu ce am vrut să zic, dar e cam același lucru care spui și tu și da, oricum ne uităm, mai ales dacă ai o interferență și chiar dacă nu ai interferență, cu siguranță lucrăm pe, să zicem că nu ai nicio interferență, se lucrează pe finescu, cum zic eu, adică pe câmpuri. Câmpuri, emoții. Da, oricum o să ne uităm și o să nu știu, dacă ai urmărit sesiunea, ai văzut că mergem oarecum, analizăm un pic mai tot, nu ne oprim doar la interferențe, pentru că eliminarea interferenței, cum să zic, nu este întotdeauna cel mai important lucru. Uh-huh. Acum nu știu dacă să menționez că mă doare o încheietură de un an. Mâna stângă? Mâna dreaptă. Dreaptă, încheietura, da? De la mână și nu-mi dispare. Uh-huh. Orice am făcut, oricum mă doare, deci asta ar fi tot. Am scris mână de 2 ori. Încheietură. Bun, o să stai în pat, nu? Încheietură, da, sunt aici. Trebuie să pleci un pic. Da, stai că îl și mut. Un pic. Așa. Îmi pun și păturica. Mă văd bine? Sigur. Bun. O să-ți explic cum o să facem, Anastasia. Da. O să facem niște exerciții, o să spun niște întrebări. Este important ca tu să-mi răspunzi rapid la întrebare și scurt. Doar dacă eu îți cer să îmi dai alte informații, îmi dai. Dacă nu, dacă te întreb, e galbenă, neagră, îmi spui e verde, da? Nu mergi mai departe în povestiri și întotdeauna vorbim la prezent, indiferent că suntem în trecut sau în viitor. Ok? Ca și cum amintirea sau visul se întâmplă acum. Ok? Da. Așa că te rog să-ți alegi o amintire sau un vis. Ce ai ales? Am ales o amintire. O amintire. Câți ani ai? 16. Ești într-un spațiu deschis sau închis? Închis. Este zi sau noapte? Zi. Este cald sau frig? Cald. Ești descălțată sau încălțată? Descălțată. Cum ești îmbrăcată? În pantaloni, șosete și o bluză cu mânecă lungă. Ce culoare au pantalonii? Gri. Și bluza? Negru. Ești acompaniată sau singură? Acompaniată. De către cine? Mama și bunica. Bun, ok. În care mi-ai spus că ești într-un spațiu închis, unde anume? Da. Sunt într-un dulap. Ești într-un dulap. E singură în dulap, Anastasia? În dulap, da. Da, bun. Cum te simți? Speriată. Ce culoare are această frică? Verde. Unde stă în corpul tău? Îl văd așa că se expandează tot corpul. Unde a început să ia naștere în corpul tău? În inimă. În inimă. Bun. Acum spune acestei frici să iasă din corpul tău, să se pună în fața ta. Pe unde iese? Iese prin piept. A ieșit toată? Da. Ce formă are? Lungă. E așa lungată. Dacă tu te pune în picioare în fața ei, este mai mare sau mai mică decât tine? E mai mare decât mine cu un cap. Ce culoare are acum? Tot verdele ăla. Bun. Întreabă mental cum se numește. Oxis. Întreabă-l pe Coxis de cât timp este cu tine. Îmi zice 5 ani. Bun, ok. Acum atinge și în timp ce atingi îi poți observa ochii. Uitându-te în ochii prezenței, îmi spui ce culoare au ochii. Albastru cu negru. Au pupilă sau nu? Da. Ce formă? Ca la șerpi. Ca la șerpi, bun. Cu ce se aseamănă? Ce formă a luat? Entitatea. Nu am o formă clară. Ok. Întreabă mental din ce specie sau rasă face parte. Reptil. Reptil. Bun. Acum o să testăm canalul telepatic la 3 mălași cu Coxis. 1, 2, Coxis, bună. Da. Ce fel de reptilă ești? De reptiloid, scuză-mă. Ai mișto. Coadă sau nu? Mișto, asta știu. Ai coadă sau nu? Nu. Nu? Nu ai avut niciodată? Nu. Păi și ce fel de reptilă ești tu fără coadă? Mișto, ți-am zis. Ai fost pedepsit? Nu. Ceilalți râd de tine? Nu. Pe mine mă fac să râd. O reptilă fără coadă. Ai aripi măcar? Nu. Tu ai? Ah, nici măcar asta. Eu sunt uman. Eu am, sigur, eu pot să am tot ce-mi doresc. Nici aripi. Ok, bun. Bun, bun. Am cam slăbuț așa. Ești un pic mai rahitic, văd. Da, e ok. Ce faci cu Ioana? Cu Ioana, scuz-mă, cu Anastasia. Mă joc. De-a ce? De ascunselea. Ah, ok. Deci tu rămâi în dulap, da? Iar Ioana iese din dulap. Iar tu rămâi blocat în dulapul ăsta, uite. Vezi umerașul ăla din dulap? Te lipești de el. Ești ca o reptilă fără coadă și fără aripi. Aripi cu siguranță nu ai, dar coadă măcar. Lipit de umeraș în dulap. Iar Anastasia deschide și închide ușa. Foarte mișto jocul ăsta. La fel de mișto ca și tine. Cum e să fii singur în dulap, Coxis? Nu-mi place. De ce nu-ți place? E întuneric. Păi și ce, tu nu ai night vision? Bun, spune Anastasiei, acum ea închide dulapul de tot și te lasă acolo. Îți place? Nu. Avansând timpul, au trecut 6 luni, fără contact energetic cu Anastasia. Cum ești, Coxis? Sufocat. De? Lipsă de energie. Ah, ok. Vrei să te mai joci? Nu. Pune-te în genunchi și roagă-o pe Anastasia să-ți dea drumul din dulap. Vreau să te aud cum o rogi. Nu. Nu? Avansăm timpul cu 2 luni. Oh, greu, greu, greu. Cum ești, Coxis? Lasă-mă să ies. Roagă-o pe Anastasia, eu nu am nicio putere. Cred că trebuie să o rogi mai tare. Încă nu te lasă. Haide că ai zis că ești o reptilă mișto. Cu siguranță ai învățat să te rogi. Superiorilor tăi le place asta. Roagă-o. Haide, uite, acum ai puțină energie încât o poți ruga pe Anastasia. Anastasia se uită la tine fără niciun fel de emoție. Vrei să rogi, Coxis? Vrei să rămâi în dulap? Vrei să rămâi în dulap? Vrei să plecăm, să te lăsăm în dulap? Deconectează-te, Anastasia. Deconectează. Cum ești? Ok. Bun. Cum l-ai perceput pe reptiloid? În ce fază? Cum l-ai perceput la început și cum l-ai perceput acum când era în dulap? La început, eu am perceput ca o aparență doar înfricoșătoare, dar nu și esența. Ok. Iar în dulap? Am simțit tristețe și așa, un pic de frică. Când simțeai toate astea, aveai emoții față de el? Nu, simțeam doar. Nu simțeai, bun. De ce nu vrea să te roage? Ce percepeai? O rezistență. În? O rezistență a lui, da? Da. Ce din tine crea această rezistență? Atunci, la 16 ani, observă, se va lumina cu roșu în corpul tău, dacă există. Singurătate. Singurătate. Bun. Acum, Anastasia, spune-mi ce ți ajunge. În prezent, Coxis este conectat cu tine? Cum te simți? Ce simți? Anxietate, tristețe, frică? Tristețe. Tristețe. Unde o simți în tine? În piept. Tristețe. Foarte bine. În piept. Ce culoare are Anastasia? Roșu. Roșu. Bun. Acum toată această tristețe roșie iese din pieptul tău. S-a pus în fața ta, iar tu ai început să te simți din ce în ce mai bine. Foarte bine. În timp ce expiri, ai ieșit toată. Foarte bine. Astăzi. Bun. Acum întreabă mental această tristețe, cum se numește? Ala. Ala. De cât timp este Ala cu tine? Mi-a venit un an. Un an. Nu. Atinge-o pe Ala și observă forma de origine. În ce se transformă? Eu văd doar ca o energie care se rotește. Foarte bine. Bun, ok. Claudia, din ce specie sau rasă face parte Ala? Nu o văd ca făcând dintr-o specie, e doar un conglomerat de emoții autocreate de ea. Bun. Și eu o vedeam ca un soi de minge, rotundă, compactă, de foarte multe energie. În prezent, Coxis este conectat la Anastasia? Da. Bun, ok. Anastasia, spune-i lui Coxis în prezent să se pună în fața ta. Spune-mi de unde iese din corpul tău. La fel, din piept. Din piept, ok. Stă lângă Ala, acest conglomerat de energie. Observă relația dintre cei doi, dintre Ala și Coxis. Îi place. Îi place, ok, foarte bine. Cum se conectează Coxis la tine, Anastasia? Văd ca un tub din piept, din pieptul meu în pieptul lui. Ok. Ce fel de energie curge? Ce culoare au energiile sau culoare are energia care curge prin tub? Albă. Mm-hmm. Îmi percep voință, lejeritate, fericire. Mm-hmm. Asta curge de la tine spre el? Da. Iar el, când curg toate aceste energii, ce se întâmplă? Are loc vreo schimbare? Eu îl văd zâmbind. Zâmbind, ok, bun. În acest moment curge ceva prin tub? Nu. Nu, bun, dar tubul este conectat, da? Acum Coxis nu se poate mișca. Spațiul, timpul, totul este blocat. Acum, Anastasia, începe să simți compasiune. Simte cum ia naștere, observă, în pieptul tău. Ce culoare are compasiunea? Alb. Alb, foarte bine. Ce frecvență are? 500. 500. Acum crește această frecvență. Observă această energie cum crește în pieptul tău. Spune-mi la cât a ajuns. 1500. Ce emoție este acum? Tot compasiune? Și iubire. Și iubire. Și acum observă dacă curge ceva prin tub. Nu. Nu curge nimic. Nu. Nu. De ce nu curge nimic, Anastasia? Pentru că nu-i permite. Cine nu-i permite? Eu. Tu nu-i permiți. Acum lasă să curgă, fără să-ți schimbe ție frecvența, lasă să curgă spre Coxis. Spune-mi cum reacționează. E nemișcat. Da. Cum simți că se simte? Am perceput cuvântul orgasm. Orgasm? Da. Ai orgasm? Da, așa am e înțeles. O plăcere din aia. Bun. Și acum schimbă această energie, doar energia, începe să simți, să scazi frecvența, merge până la 0 și scade-o sub 0. Ce culoare are? Negru. Las-o să curgă. Cum simți că se simte Coxis? Repulsat. Scade-o mai tare. Mai mult. Și acum, toată această energie pe care tu ai creat-o în tine, dă-i acest cumul tot lui Coxis, care nu se poate mișca. Bun. Cum simți că se simte? Suferă. Suferă, bun. Ok, în timp ce el suferă, noi vom investiga un pic. Haideți să mergem, Anastasia. Regresăm timpul. La 3 mergem la prima dată când tu începi să simți această anxietate despre care ne-ai vorbit. 1, 2, 3, ești acolo. Observă-te din punct de vedere energetic. Ce se întâmplă? Sau fizic, spunem fizic unde ești, unde te-a dus la primul moment. Sunt într-o cameră cu o persoană în fața mea, cu care am o ceartă. Ok, bun. Iar în acest moment începi să simți această anxietate, așa este? Da. Bun. Acum observă-te de sus. Deci poți vedea mediul ezoteric, metafizic. Spune ce se întâmplă în interiorul tău, ce culoare are această anxietate. E o combinație între roșu și verde. Bun, ok. Unde este în corpul tău? În piept. În piept, ok. Ce se întâmplă din punct de vedere metafizic în jurul tău? E singură sau acompaniată metafizic? Singură. Bun, ok. Unde este Coxis? Mi-a venit să spun interior. În interior, bun. El are vreo legătură cu această anxietate? Da și nu. Da și nu. Claudia, tu ce percepi? Da. Parcă ar fi un potențator. Știi, nu e singurul, pleacă și din ea, dar el face munca lui de a crește nivelul. Mai există și alte, Anastasia, mai există în prezent și alte entități conectate la tine? Am perceput ceva, dar nu ceva clar. Bun, ok. Când spui nu clar, ce ai perceput? Am perceput o prezență. Da? Unde? Poziționată față de tine? În fața mea. Bun, ok. Întreabă mental cum se numește. Ali. Ali. Întreabă pe Ali din ce specie sau rasă face parte. Mi-a venit felină. Felină, bun. Cum se conectează Ali la tine? Mental. Mental. Există, Anastasia, îmi spui ce zine, o cauză ezoterică a faptului că te doare încheietura drepte? Mi-a apărut o imagine cum o mână îmi strânge încheietura. Foarte bine. Această mână, observă, este umană sau nu? Mi-a apărut Coxis. Coxis, bun. Deci cauza este el, da? Așa foarte perceput. Bine. Ce simptome fizice îți dă felinoidul? Lipsă de motivație. Uh-huh. Încredere. Uh-huh. O neclaritate mentală. Okay. Foarte bine. De cât timp se află Ali cu tine? Mi-a venit numărul 3. 3. Atât Ali cât și Coxis, care încă suferă, sunt în fața ta, da? Da? Acum cel care a fost primul se va colora în verde. Spațiul tău care a fost primul. Coxis mi-a apărut. Coxis, ok. Foarte bine, Anastasia. Ei, câte vieți ai avut până în prezent pe Terra, Anastasia? Mi-a venit 64 sau 164, ceva. Mm-hmm, ok. Acum vom regresa timpul la 3 și mergem în spațiu pre-reîncarnare înainte de viața de Anastasia. Iar la 3 îmi spui cum te percepi. 1, 2, 3. Eu mă percep puternică. Bun. Ai un corp? Văd așa ca o energie mai mult. Ce care corp? Energie de corp. Alb. Foarte bine. Cum arată acest spațiu în care ești, Anastasia? Tot albul văd. E ca un vag așa. E singură sau mai sunt și alte părți subliminale aici? Eu văd singură. Singură, bun. Acest spațiu este unul natural sau creat? Mi-a venit să spun natural. Natural. Mi-ai spus că te simți puternic, așa este? Da. E singură sau acompaniată? Singură. Bun. Cum îți vei alege viața de Anastasia? Tu ți-o alegi? Da. Da. Vei vedea pe ce principii îți alegi viața de Anastasia. Ce este important pentru tine să experimentezi ce ai experimentat până acum. Tot ce am de învățat. Ce îți dorești tu în spațiu pre-reîncarnare să înveți în viața de Anastasia? Mai multă iubire, compasiune. Uh-huh. Cum e să fii iubit. Ok. Bun. Ce te va învăța din... Spune-mi dacă aici, în spațiu pre-reîncarnare, îți alegi mama conștient. Da. Ce vrei să înveți de la mama ta? Limite. Mm-hmm. Ok. Mi-a venit cum să nu. Cum să nu. Acum, acest cum să nu și această limită pe care tu dorești să le înveți de la mama ta, vom observa, tot aici în spațiu pre-reîncarnare, la ce îți vor folosi la 3 în viitor, în viața de Anastasia. 1, 2, 3. A venit cuvântul evoluție. Mm-hmm. Ce fel de evoluție? A mea ca înțelegere. Ok, foarte bine. Claudia, percep că este singură în spațiu pre-reîncarnare? Da, însă percepeam ceva foarte ciudat, comparativ cu ce a văzut ea. O vedeam parcă mergea pe înălțimea, parcă era pe marginea unui zid, știi, în partea de sus a lui, și cu un sentiment de oboseală, de greutate, ca și cum se tot întreabă singură cât mai e până ajunge să-și ia un corp, să vină odată pe pământ. Nu știu de ce o stare asta așa de lungire, de stă și așteaptă, tot merge și nu se întâmplă odată. De ce nu se întâmplă? Parcă nu decide, nu e hotărât asupra detaliilor care urmează să fie. Parcă nu e foarte prezentă în momentul acela. Văd o voință foarte puternică, dar nu e foarte prezentă în ea însă și în ceea ce ar avea nevoie, în ceea ce și-ar dori cu adevărat să experimenteze din viața viitoare. Parcă ar aștepta indicii, dar nu le așteaptă de la cineva, tot de la ea. De asta nu văd pe nimeni, însă nu e o claritate mare în ea, în interiorul ei. Mm-hmm. Care este cauza ezoterică a acestei neclarități? Încă un discernământ poate un pic imatur aici, în momentul acesta. Parcă nu doar discernământ, ci parcă e gata cumva să lase totul pe cum o fi. Că oricum e ceva de învățat, oricum e ceva de văzut, de crescut, de dezvoltat. Știi, un soi de... Dar o parte din ea parcă nu o lasă, de asta tot văd imaginea asta cu ea mergând și totuși încercând să găsească parametrii potriviți din viața viitoare. Un soi de indecizie a ei. Și alege conștient mama? Da, și eu am văzut la fel. Conștient, și tu când o întrebai aveam aceleași percepții, parcă ea îmi vorbea spunând ca să te dezvolți trebuie mai întâi să intri în întuneric, în niște lucruri care îți lipsesc, să vezi apoi cum să faci să le depășești, adică relația cu mama și tot ce a trăit cu ea. Bun. În acest spațiu pre-reîncarnare mi-ați spus ambele, Claudia mi-a spus că este singură, ok? Da. Interferența, legătura cu Coxis sau Ali este activă în spațiu pre-reîncarnare? Nu. Văd. Ok, bun. Da? Este totuși ceva care eu am percepția că nu e chiar natural, așa cum văzuse ea. Acel zid, mie mi-arată mai acel culoar deasupra zidului, parcă ar fi ceva care șerpuiește într-un mod artificial. Nu este un construct natural. De câte ori a fost în acest spațiu? De 5 ori, îmi vine să-ți spun. Și când ai întrebat, am avut și o imagine alunecoasă a acelui culoar. Parcă e special. Nu consecutiv. Parcă are o abilitate acel culoar ca niște oglinzi, ca o gheață lucioasă, care creează senzația asta de nesiguranță, de indecizie. Ok. Deci de indecizie și de nesiguranță. Ce creează pentru viața de Anastasia efectele acelui culoar? Nu decide în cunoștință de cauză toate punctele importante ale vieții următoare. Lasă până la urmă să fie de la sine, cumva. Ok, dar având în vedere că intră cu acele emoții în viața de Anastasia și nu numai, se văd ecourile acelor emoții? Va crea cu aceste emoții în această viață de nesiguranță? Da. De indecizie, îmi tot vine cuvântul ăsta. Ok. Există o cauză ezoterică, Claudia, a faptului că această anxietate se declanșează acum 1 an și ceva? Și nu mai devreme? Nu mi-a apărut ca și cauză ezoterică, ci mai degrabă ca moment de sincronicitate al ei, al interiorului ei, momentul potrivit de a începe să lucreze lucruri din profunzime. Ea l-a considerat moment potrivit atunci. Aceste lucruri din profunzime care spui tu, sunt din această viață sau și din alte vieți? Și ecouri din altele, dar mi-a venit un procent de 70% de acum, din relația nu doar cu mama, ci și cu absența tatălui, bine să zic. Am ambele imagini în față de felul ăsta. Adică să gestioneze și aceasta, și absența tatălui. Mi-ai spus că și alege mama în mod conștient, însă creează cu acea nesiguranță pe care o vedem în viața ei de copil, de bebe, da? Asta duce la... Este una din... Cum să zic? Această alegere conștientă este și inconștientă, da? Adică nu inconștientă. Nu este conștientă de toate Condițiile. Condițiile, posibilitățile. Da. Acel tunel, Claudia, acel spațiu, cine creează sau cine se ocupă de acel spațiu? Ce specie, ce rasă din pre-reîncarnare? Am o percepție că este o formă de cei care se ocupă de ghidarea anumitor părți luminale cu caracteristicile Anastasiei. Special pentru anumite tipuri de părți luminale. Ce caracteristici are? Această indecizie, această cumva de lăsare, mă gândesc, hotărăsc, dar schimb și până la urmă o las să fie cum o fi, că oricum am de învățat din orice. Asta îmi vine să-ți spun. Ok. Aceste caracteristici le-a avut dintotdeauna partea subliminală? Nu. Nu. Ok. Le are de cel puțin 5 vieți, da? Da. Ok. Nu mai știu, au fost consecutive viețile în acel spațiu? Nu. Ok. Bun. Nu, parcă s-au nu agravat, potențat, să zicem, trăsăturile astea, felul ăsta de a fi. În urma experiențelor anterioare s-a pus așa, cărămidă cu cărămidă, ajungând la modul ăsta, dar cumva aparent integrat, aparent responsabilă pentru ce vrea să facă, dar în același timp nu. Aceste caracteristici ale părții subliminale au legătură și cu interferenții din viața de Anastasia? Da. Da, bun, perfect. Anastasia, ai perceput ceva? Cum te simți? Da, am văzut și eu despre ce zicea Claudia, zidul ăla. Bun, ok. Îți place? Zidul? Nu. Da, nu, bun. Acum, Anastasia, după cum ai văzut, ce face Coxis în prezent? Mai suferă? Sau s-a terminat emoția? Suferă, da? Suferă. După cum ai văzut, el a fost primul în spațiul tău. Să facem ca un domino. Dacă cade primul, o să vedem ce se întâmplă cu al doilea. Și acum, vei merge la 3, la primul moment din existențele tale în care Coxis a luat pentru prima dată contact cu tine. 1, 2, 3. Câți ani ai? 5. Ești bărbat sau femeie? Fetiță. Ești fetiță. Cum te numești? Alexandra. În ce regiune trăiești? La sat, orășel. Da? Pe ce continent sau ce țară? Serbia. Serbia, Alexandra. Bun. Ce face Alexandra în acest moment? Sunt pe stradă. E o stradă pavată. Am case în jur. Și sunt așa pierdută. Da. Cum te simți? Frică. Fricoșată. Bun, ok. Acum observă din punct de vedere metafizic. Când se apropie reptiloidul de tine, ce faci fizic în acel moment? Percep că plâng. Da. Și plâng urlând. Da. Și e frica aia și îl văd cum se apropie de la spate. Bun. Când se apropie, ce va face? Va intra direct în tine sau va avea o conversație subliminală cu tine? Eu îl văd cum se apropie și mă ia așa de umeri. Da. Și când te ia de umeri, cum te simți, Alexandra? Împietrită. Da. Apoi ce se întâmplă? Se întâmplă ceva împotriva voinței mele. Adică... Îl văd cum, intră în mine. Pe unde? Pe la spate, aproape de ceafă. Bun, acum la 3 încă nu a intrat, te ține de umeri. Claudia îl va canaliza. 1, 2, 3. Ce vrei? Pune-i, Alexandrei. Nu am ce să-i spun. Da, dar... M-a acceptat deja. Încă nu a intrat. De cât timp o observi? Nu de mult. De ce este atât de frică? Pentru că e firesc să-i fie. E singură. Și când mă mai vede și pe mine, se înfricoșează și mai tare. Și nu mă vede, mai ales mă simte. Te simte, așa este. Îți place frica? Normal. Nu este de acord, Alexandra. A vorbit despre împotriva voinței ei. Asta e. Nu de mult. Aceasta este prima oară când o întâlnești? Nu prea, așa este. Ce contează? Eu să zicem că nu contează, te-ar putea distruge și aici. Era ca și curiozitate. Nu contează, așa este? Bun, mulțumesc, deconectează-te, Claudia. Bun, va intra prin ceafă, Alexandra, da? Da. Cum te simți când intră în tine? Și mai înfricoșată. Bun. Un sentiment de anxietate peste tot. Un sentiment de anxietate, așa este. Unde se va pune în corpul tău? Exact în piept. Exact în piept, bun. Aici, în această viață de Alexandra, avansează timpul în viitor până la un moment important cu Coxis. Mă văd lângă în fața la un mormânt, în genunchi, plângând. Da? Și el? Ce face în acel moment? Percep că e o suferință foarte mare. Da? El este... E momentul lui preferat. Este tot în pieptul tău? Simt că se expandează așa, parcă și în mâini un pic. Ok. Cum te simți în acel moment de expansiune a interferenței? Plângi și mai mult. Plângi și mai mult. Ok, bun. În acest moment important, interferența, în afară că se expandează, va avea o schimbare pe termen lung? El va suferi o schimbare pozitivă pentru el pe termen lung? Da, simt că i-a dat așa un boost. Un boost, ok. Bine. Acesta este primul moment. După cum ai văzut, Alexandra, atunci când aveai 5 ani, Anastasia, în viața de Alexandra, când aveai 5 ani, este prima dată când el ia contact cu tine. Însă, nu tuturor copiilor cărora le este frică vor avea parte de o interferență. Haideți să mergem mai în spate la 3, în pre-reîncarnare, în viața de Alexandra. 1, 2, 3. Unde te afli? E un spațiu amestecat între alb și un câmp, așa, cu niște copaci. Bun. Ai mai fost aici sau este prima dată ce ți ajunge? Da. Ai mai fost? Bun, ok. E singură sau acompaniată? Simți pe cineva sau nu? Simt două prezențe. Două prezențe. Le simți, da? Le simți pe lângă tine sau mai îndepărtate? Îndepărtate. Bun, ele se vor pune în fața ta. Cine sunt aceste două prezențe? Mi-au apărut două figuri costumate în mână cu o servietă, ambii. Cu o servietă? Da. Oh, ok. Ce se află în serviete? Am perceput, uite ce poți avea. Ah, ok. Ce poți avea? Întreabă. O viață fericită. Ah, okay. Exact cum vrei. Bun. Ok. Bun. Din ce ei sunt ca niște umani sau cum arată? Cum îi percep tu? Nu, pe unul văd ca un crocodil. Are un bot lung. Ok. Bun, ok. Și celălalt? Și al doilea nu-i percep o față clară. Ok, bun, ok. Sunt din acea specie sau rasă? Nu. Nu, ok, sunt diferiți, bun. De ce îți propun ție o viață perfectă, așa este? Care mai mult, ambii sau unul vorbește mai mult? Crocodilul ăla. Crocodilul, ok. Celălalt îl vezi oarecum interesat de tine sau doar este acolo? E așa, cu un zâmbet pe marginea buzei, interesat, dar nu el duce discuția. Bun, ok. Înainte ca ei să apară, cum te simțeai în acel spațiu? Pierdută. Pierdută, ok. Această senzație de a fi pierdută, ce emoție îți provoca? Nesiguranță, tristețe, incertitudine. Bun, ok. Bun. Hai să ne întoarcem la cei doi, ca să nu îi lăsăm singuri. Deci, crocodilul îți propune o viață perfectă, da? Bun, iar tu ești interesată, bineînțeles, îți propune viața perfectă. Ce înseamnă viața? Întreabă-l ce vei avea, de ce vei avea parte în viața ta perfectă? Văd iubire, bani. Da? Ok, vezi părinți? Da. Da, ok. Îți place ce vezi ca și viitoarea Alexandra? Mă percep reticentă. Aha, de ce? Dar, de ce? Dar îmi place, adică e o imagine drăguță, dar reticentă, totuși. Ok. Vei accepta până la urmă sau nu? Mie îmi vine nu. Nu? Ok. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. De ce îți propun, ești reticentă și apoi ce vei face? Am perceput, lăsați-mă în pace. Ok, iar ei ce vor face? Tot îmi pune serveta aia în față, mi-o bagă în față. Aha, continuă. Și m-au înconjurat unul din stânga și unul din dreapta, crocodilul din stânga și ălălalt din dreapta. Ok. Și se uită insistent, că nu acceptă. Continuă. Aud doar cum urlu nu. Ok, iar ei ce fac în timp ce tu urli, nu? Sau după ce ai urlat că nu? Îl văd cum închide serveta și pleacă. Bun, ok. Pleacă într-adevăr? Nu să-i mai vezi? Nu, nu simt că pleacă într-adevăr. Doar se retrag. Bun. Iar apoi, tu ce vei face din moment ce se retrag? Percep că mă plictisesc așa. Ok. Nu neapărat am o direcție. Ok, vei rămâne acolo, ca și cum fără direcție, asta îmi spui? Vei sta mult timp acolo? Percep 5 luni. 5 luni, dar pentru tine simți că ar fi mult timp? Îmi spui că te plictiseai, deci cu siguranță da. Da. Ce se întâmplă apoi? Cum vei lua viața de Alexandra? Înainte să o iei, simți că ai fi acompaniată sau singură? Parcă simt totuși prezența la ei doi. Bun, ok. Îți vor prezenta ei viața de Alexandra sau nu? Nu. Nu. Bun. Atunci tu cum vei alege viața de Alexandra? Vei alege tu conștient? Percep exact ce zicea Claudia. Merg doar să merg. Bun, ok. În timp ce tu mergi doar ca să mergi, mai percepi în tine acea nesiguranță, tristețe, neîncredere? Da, nesiguranță, da. Da, bun. Tu cu aceste emoții vei alege o viață, Anastasia. Bineînțeles, în această viață vei trăi ceea ce trăiești în acel moment, cu care alegi, da? Viața de Alexandra, vei trăi nesiguranța, tristețea, neîncrederea și singurătatea, cu siguranță. Ok? Bun. Acum, chiar vreau să verifici. Când intri în corpul de... La ce vârstă avea fătul când tu intri în corpul de Alexandra? Ca partea subliminală. Mi-a venit 3 luni. 3 luni. Te atașezi direct de corp? 3 luni în uter sau 3 luni în viață, în extrauterin? În uter. În uter, bun. Observă-te pe tine când intri în uterul mamei tale. Cu ce emoții intri? Cu ce stare, scuză? Am perceput tot așa nesiguranță și frică. Mama ta ce stare are în momentul în care tu intri? Cu ce stare o găsești pe ea? O văd așa, ca un fel de depresie. Bun, deci există o sincronicitate între voi două, da? Da. În momentul în care tu te atașezi de corpul fizic al Alexandrei, simți prezența celor doi? Sau observarea lor? Da. Bun, ok. Simți că cei doi ar avea legătură cu Coxis? Mi-a venit și da și nu. Și da și nu, da, e normal. Bun. Ok, Alexandra, acum te conectează de aici și o să mergem în prezent. În prezent îl ai pe Coxis în fața ta. Bun. Mi-ai spus că se leagă de tine cu un tub în pieptul tău. Așa este? Da. Bun, ok. Deblochează spațiul și timpul. Ei nu pot pleca din fața ta. Dar spune-mi cum reacționează Coxis acum, cum îl vezi. Se trage spre mine cu mâinile și cu picioarele, de parcă ar vrea să mă bată. Ar vrea să te bată? Ok, da. Dar nu poate, nu? Nu. Nu. De ce? Că e blocat acolo. Ok. Cum reacționează Ali? Am perceput iritare. Bun, ok. Hai să îți scanezi corpul, Anastasia. Da. Începe să scaneze la nivelul capului, căutând ceva ce nu îți aparține ție. Începe să scanezi, uite-te în capul tău și spune dacă vezi ceva ce nu îți aparține. Percep ceva. Ce formă are sau ce culoare? Eu percep că e ca o rămășiță a Alei. Ok. Cu ce rol? Ce rol are în prezent? Mi-a cuvântul nedumerire. Nedumerire. Ok. Continuă să scanezi, observă fața, să zic așa. Scanează. Urechi, față, nas, gură, ochi. Percep ca un blocaj la gât. Gât, ok. Este al tău sau al cuiva? Mi-a venit al meu. Al tău, ok. Continuă să scanezi. Umeri, brațe, mâini. Văd o energie verde, așa ca o brățară în jurul încheieturii. Drepte. Care? Drepte. A cui este? Oxis. Oxis. Ok. Continuu să scanezi de la gât spre piept. Percep nesiguranța aia în plex. În plex? Este a cui, a ta? Da. Ok. Vine că nu. Nu, acum este. Nu-mi dau seama. Este a lui Ali? Nu. Nu. Este a lui Coxis? Nu. Nu. Atunci, a cui este, se va pune în fața ta. Mi-a apărut ca o... Nu am o formă exactă, dar e ceva ce așa râde și un pic malefic, așa. Bun, ok. Observă ochii. Ce culoare au? Verzi. Verzi. Pupilă sau nu? Da. Da? Ce formă? La fel ca la Oxis. Ok. Cum se numește? Piru. Piru. Acum cu informațiile pe care le ai din ochii lui, își ia, pentru că ai văzut ochii, își reconstruiește forma originală, el fiind în spațiul tău, acest Piru. Cu ce seamănă acum? Mi-a apărut crocodilul ăla. E crocodilul. Mm-hmm. Ok. Continuă să scanezi. Nu mai percep nimic. Bun. Deci acel tub unde este? În plex cu nesiguranța sau deasupra, dedesubt? E în piept. În piept. În stern, okay. Stern, da. În stern, ok. Ăla e al lui Coxis, da? Bun. Mm-hmm. În abdomen? În abdomen văd doar un fir subțire, portocaliu, care merge spre el. Spre cine? Spre Piru ăsta. Spre Piru, ok. Mm-hmm. Acum mergi mai jos, spre uter? Da. Ai văzut ceva ce nu ți aparține? Nu. Nu, ok. Acum mergi spre picioare, spre gambe? Nu. Nu, ok. Degetele la picioare? Nu. Nu, bun, ok. Spune-i lui, spune-mi dacă în acest moment Anastasia observă dacă există în tine tristețe. Dacă da, se colorează în mov. Văd doar așa 3 punctulețe mici. Bun. Extrage-le. Cu o mână. Da. Cu ce mână extragi? Cu dreapta. Bun. Acum pune-le în mâna stânga, deschide un portal și aruncă printr-un portal. Închide-l. Bun. Acum spune-mi dacă există în tine neîncredere. Dacă da, la fel, mov. Da. Unde? În zona pieptului și a plexului, așa se rotește. Bun. Bagă mâna, extrage-le, deschide un portal, aruncă-le, definitiv, închide. Da. Nesiguranță. Da, în zona plexului. Extrage. Deschide, aruncă, închide. Foarte bine. Bun. Acum, spune-i lui Piru să scoată din tine tot ce îi aparține lui. Ce face? Ce scoate? Îl văd cum trage de firul ăla și ies ca cum sunt niște neuroni, ca și cum, foarte mulți, okay, care erau repartizați așa de la plex, aproape în tot corpul. Bun. Bun, ok. A scos tot? Da. Da, foarte bine. Acum spune-i lui Coxis să scoată din tine tot ce aparține lui. Scoate? Cu greu. Da. Ce înseamnă cu greu? E foarte mult. Ah, ok. Da. Da. La 3 va scoate tot, fără ca tu să ai niciun fel de disconfort. 1, 2, 3. A scos. Da. A scos mult, așa-i? Da, îl văd așa ca un bolovan mare. Bun, ok. Acum spune-i lui Ali să scoată din tine tot ce aparține ei. Da. A scos? Da. Totul este scos din tine, din corpurile tale? Da. Da. Brățara aia de pe mână. Oh. Dar Coxis mai avea loc în mâini? În lăbuțe? Nu prea are. Bun, spune lui Coxis să o extragă. Ai extras-o? Da. Da. Ce rol avea acea brățară? De ce ți-a pus-o acolo? Să facă ce? Mi-a venit să mă țină pe loc. Se țină pe loc. Bun. Acum el și-o pune la piciorul lui. Poate să aleagă la care labă să și-o pună. La dreapta sau la stânga, la care și-a pus-o? Dreapta. Foarte bine. Bun. Acum, Anastasia, toți cei trei sunt în spațiul tău cu toate implanturile pe care le aveau în tine în fața ta. Da. Acum, spune-mi, observându-te pe tine din exterior, ce culoare are energia ta în acest moment? Alb o văd și la exterior galben. Cum te simți? Mă simt bine. Bun. Acesta este spațiul tău. Tot ce intră în el îți aparține ție. Energia ta îți răspunde ție. Realitatea ta îți răspunde ție. Spune-mi dacă tu mai ești de acord ca aceste entități să te interfereze, să stea în spațiul tău. Nu. Nu. Și acum, observă cum tu, cu voința ta, începi să-ți crești, să expandezi energie. Observă, o poți face din centrul ființei tale și simte cum te încălzește această căldură, vizualizează-o cum crește din ce în ce mai mult și în timp ce crește, dărâmă, topește toate limitările și începe să crească atât de mult încât tu te simți atât de puternic, fizic și subtil, iar în timp ce crește, merge spre marginea spațiului tău, unde se află aceste entități îngrozite de această energie, această lumină, iar la 3 te pregătești să o crești până când va ajunge la ei, iar în timp ce îi atinge, aceștia vor fi distruși definitiv din spațiul tău. La 3. 1, 2, 3. Ce s-a întâmplat astăzi? Da, într-adevăr s-au topit. Simt o... percep o reminiscență lui Ali. Unde? Sau cum percepi? O percep că a mai rămas în fața mea. Bun, ea a rămas în fața ta. Haide să mergem la primul moment. Regresăm sau avansăm, nu se știe. Primul moment în care Ali ia contact cu tine. 1, 2, 3. Câți ani ai? 4. Cum te numești? Anastasia. Ești în această viață, Anastasia? Da. Da. Ce faci fizic când Ali ia contact cu tine? Stau pe jos, în cameră. Cum te simți? Atacată, tristă. Bun. Ce face Ali când vine? Când ia contact cu tine, scuze-mă. Intră prin cap. Care este sincronicitatea între tine și Ali? Ce îi permite lui Ali din tine să intre? Tristețea asta. Ce fel de tristețe? E o confuzie de nu înțelegi de, nu înțeleg de ce mi se întâmplă mie. Ok, acea confuzie, da, despre care mi-ai vorbit și când scanai, Anastasia, așa este? Da. Îți creează confuzie și intră prin capul tău. În momentul în care intră, ce face? Rămâne acolo? Da. Bun. Este prima dată când tu o întâlnești pe Ali? Mi-a venit că nu. Nu. Când mi-ai întâlnit-o? Hai să mergem la prima oară. Mă văd ca un băiețel. Cum te numești? Alex. Alex, bun. Câți ani ai, Alex? Tot 4-5. Bun. Ce faci când ia contact cu tine, Ali? Sunt cu mâna ridicată și parcă parcă o ating pe mama mea să mă bage în seamă, să-mi dea atenție. Și plâng. Ok. Cum va lua contact cu tine, Ali? Ce face când ajunge la tine? Pe unde intră? Prin cap. Da? Intră fără să existe nicio conversație subliminală între voi? Da, pentru că era Da? Percep că era predispunerea mea. Uh-huh. La? Frecvența. Da. Care era frecvența? De tristețe. Bun, ok. Această tristețe pe care o ai ca și Alex este cam aceeași pe care ai avut-o și în viața de Anastasia? Da. Da, este aceeași frecvență, da, acea sincronicitate. Mi-ai spus că ai avut, nu contează câte vieți ai avut, în câte vieți ai experimentat această emoție? 7 mi-a venit. În 7 consecutive, Anastasia? Nu. Nu. Bun. În toate cele 7 vieți, Ali a fost cu tine? Nu. Nu. Bun. Ai avut și vieți cu această emoție în care nu a fost nicio interferență? Da. Da. Ce permite totuși aceste interferențe să se instaleze, dacă emoția este aceeași? O vulnerabilitate mai mare. Da? A ce? A ta? Da. Da? Dar ce anume din tine este mai vulnerabil ca înainte? Experiențele sau ceva din tine? Sau ambele? Vine o combinație de experiențe. Sunt niște experiențe mai dure. Bun. În viețile în care Ali te-a acompaniat cu această emoție, tristețea ta a venit dintotdeauna de la mamă? Bine, da. Da. În celelalte vieți au fost de la mamă sau nu neapărat? Sau da și nu? Mi-a venit da. Da. Toate au fost de la mamă? Da. Cu interferență sau fără? Da. Da, ok. Bun. Ne întoarcem în prezent, Anastasia. Acea tristețe, acea frecvență este în tine în acest moment? Nu. Nu. Claudia, tu ce percepi? Ce-i permite încă lui Ali să rămână? Eu nu vedeam doar o tristețe. Era un amestec, același amestec pe care ți l-am zis mai devreme. O vulnerabilitate dată de lipsa unei încrederi totale în ea însăși. De asta parcă se agăța și atunci când era băiețel și întindea mâna spre mamă, văzusem interferența, văzusem pe Ali care îi oferea compania în lipsa mamei. Dacă mama e prea ocupată, îți voi oferi eu grija pe care trebuia să o aibă față de tine. Mereu cumva o aplecare spre exterior, de a-și găsi sprijinul. O aplecare spre exterior de a-și găsi sprijinul. Ok. Adică, în toate viețile pe care le-a avut Anastasia, ea nu a învățat niciodată această sprijinire spre sine în viața de adult? Ba da. Ba da. A învățat-o. Da? Dar până acum ne-am tot raportat la momente vulnerabile, fragile, de copilărie, okay. De când abia încerca, exact. Și acolo asta era situația, însă apoi în viață, ba da, văd momente de tărie, de forță, de ajustare a acestor emoții, însă referindu-ne la vieți când era cu interferența, era dificil pentru că exista interferența care punea piedici, să zicem. Bun, hai să revenim imediat, Claudia. Anastasia, spune-i lui Ali, Ali mai are ceva în tine? Nu mi-ai spus, da? Așa nu, este? Nu. Bun. Da. Observă ADN-ul eteric al Anastasiei, Claudia. uman, dar mai mi-apare ceva foarte frumos, ceva alb, pur și simplu o lumină albă, ceea ce văd, și amplă, e ceva extins. Bun, ok. Este a ei, da? Este a ei, a ei. Ok. Deci nu există nicio hibridare în ADN-ul ei? Nu. Nu ceva care să-i curce, să zicem. Nu interferent. Nu. Bun, nu. Ok. Acum observă pe Ali, Anastasia, vom face un test. Da. Și te pregătești la 3 să anulezi orice acord, orice contract pe care le-ai dat vreodată ei, permisiune. Da, la 3. 1. Da. 2, 3. Ce s-a întâmplat? A căzut. A căzut? Ok. Da. Este încă în spațiul tău? Da. Deschide un portal? Da. Și observă cum este trasă prin portal, închide portalul. Da. Îi mai simți prezența? Nu. Nu. Claudia, ce s-a întâmplat când a făcut asta? Ce ai perceput tu? O disoluție cumva, parcă se făcea tot mai transparentă. Ok, acea mai este în spațiul ei? Nu. Bun. Hai să ne uităm la câmpurile emoționale. Corpurile emoționale, Claudia. Cum îi vezi corpul mental? Acum îl văd în echilibru, într-un proces de echilibrare, mai bine zis. Ok. Emoțional și sexual? Sunt bine, dar tot în lucru, îmi vine să-ți spun. Nu e ca și cum ar fi dintr-o dată o trecere uriașă. Bun. Lasă-mă cu partea ei subliminală, cu Anastasia subliminală. Anastasia subliminală, bună. Bună. Cum ești? Posită. De? Ce anume? Nu știu de ce, de prea multe lucruri pe care le găsesc în mine. Acum mai găsești ceva în tine? Nu mai găsesc acum. Dar totuși ești obosită, așa este? De cât timp te simți obosită? De câte vieți, scuză-mă? Nu de foarte mult. Nu de mult. Bun. Anastasia, hai să facem un test. Uite, un portal test. Se deschide în fața ta, este doar al tău. Eu nu pot intra pentru că este al tău, dar te pot privi de la distanță. Să zicem că aici ai ieșit din viața de Anastasia, din corpul, scuze-mă, de Anastasia și ești într-un spațiu pre-reîncarnare. Bun. Spune-mi ce-ți dorești să experimentezi. De toate și nimic. Bun. Având în vedere că ești în dualitate, este posibil. Nimic poți să experimentezi când vrei. În fizic, ce vrea să experimentezi? Stabilitate, de exemplu. Da, ok, bun. Să văd cum e, să faci același lucru la nesfârșit, fără să te plictisești, să vrei să o schimbi. Bun, hai să facem așa. Tu îți dorești să experimentezi stabilitate, așa este? Cum vei face asta? Ce vei face? Bun, să zicem că te-ai hotărât, da? Tu vrei să experimentezi stabilitatea, să faci același lucru la nesfârșit. Foarte bine, ok. Și ce vei face apoi? Apoi când? Când termin acea experiență? Nu, când ai decis ce vrei să experimentezi. O trăiesc în acel mod. Nu. Cum îți alegi viața pe Terra? Ce faci? Mergi? Te plictisești mergând? Aștepți? Ce vei face, Anastasia? Nu. Am ales-o, merg. Dacă asta vreau să experimentez, o aleg și mă duc în ea. Bun. Nu mai stau. Cum ți-ai dat tu seama că îți dorești să experimentezi stabilitate? Pentru că mi-a cam lipsit. Bun. Și atunci cum îți dai seama că experimentând stabilitatea trebuie să faci același lucru la nesfârșit? Nu știu, bănuiesc. Tu bănuiești. Și am deja senzația că m-ar plictisi. Și cred că de asta trebuie să o fac. Stai. Să văd cum e. Să te plictisești. Observă nenumăratele tale experiențe de câte ori te-ai plictisit. S-a întâmplat. Bun. La ce te-a ajutat această experiență? A fost pozitivă pentru tine? Da, ai învățat ceva, bănuiesc, da? Toate sunt, sigur. Bun. Acum îmi spui că vrei să experimentezi cam același lucru, da? Sau e diferit? Nu e diferit. Bun. Nu e diferit. Dar ai mai experimentat, da? Bun. Anastasia, ADN-ul tău, observă-l. Ce caracteristici îți dă acea energie amplă, acea lumină din ADN-ul tău? Nu prea se așează. Adică? Adică nu prea se așează în material. Nu se așează în material. De unde vine această caracteristică a ta? De unde o aduci? Hai să mergem acolo. De acolo de unde eram energie mai mult și mai puțin materie. Bun. Aici unde? Ești într-o dimensiune energetică, da? Asta îmi spui? Da. Bun. Unde duci o existență, da? O experiență și aici, diferită? Unde sunt foarte complexe experiențele și nu trebuie să aleg și nu trebuie să mă stabilesc și să fac același lucru. Nici nu trebuie, de fapt, să iau decizii. Dar cine ia aceste decizii? Nu le ia nimeni, nu trebuie să luăm decizii. Bun. Cum vei hotărî tu să vii pe Terra? Nu hotărăsc. Dar? Vin de la sine. Cine vine de la sine? Decizia, plecarea, vine de la sine. Eu nu fac nimic pentru asta. Haideți să vedem de unde vine această decizie. Mă duc după alții. Mă văd plecând, parcă am fi într-un mic roi. Bun, deci sunteți o conștiință colectivă, așa este? Nu. Nu? Okay, se duc și alții și eu mă duc după ei. Să văd de ce tu? Să vezi cum e. Deci ești curioasă? Asta este starea? Bun. Înainte să te duci cu ei, îți vei lua timp pentru a observa următoarea ta existență? O poți observa? O poți analiza? Nu. Nu. Pentru că nu știi exact unde ei merg? Nu știu exact ce se va întâmpla acolo. Dar știu că totul e experiență. Dar știi unde ei merg? Da. Da. Treceți prin spațiu încarnare spre Terra? Da. Da. Sunteți singuri prima dată sau cineva vă ghidează? Da. Bun. Și ce vei experimenta în prima viață ca uman? Cum va fi prima ta viață ca uman? Ternă. Plictisitoare. Ternă, plictisitoare. Ok, bun. Aceste caracteristici singulară, adică e foarte simplistă, extrem de simplistă. Bun. Ok. Această caracteristică pe care o aduci cu tine în ADN-ul tău, în prima viață o vezi la fel de prezentă ca și astăzi? Viața de Anastasia? Acum e mai puțin prezentă. Atunci era mult mai amplă. Parcă a trebuit să mă tot restrâng, să mă tot adaptez la structura de uman. Ce permite încă acestei caracteristici ale tale să-ți limiteze existența, experiența ca și uman? Ce din tine dă voie? Neatașarea de experiența umană cu adevărat. Nu simt să mă atașez cu adevărat de experiența de aici. Nu o văd atât de importantă. Bun, ok. De ce nu o vezi atât de importantă? O compari cu ce? Cum ar fi fără? Fără materie, fără un corp. Este mult mai amplu și mult mai complex. Bun, ok. Observă această informație în tine, în ființa ta, în câmpurile tale. Fără materie ar fi mult mai complex. Observă această neacceptare a fizicității. Unde este, Anastasia? În inimă. În inimă, ok. Ce culoare are? Blu, albastru, azuriu. Bun. Acum ieșim din acel portal test, îl închidem. Albastru, azuriu. Albastru, azuriu. Cu ce seamănă acest albastru, azuriu, Anastasia? Cu ceva din acea experiență? Ceva ce cunosc. Da, ok. Bun, ok. Această înmagazinare a amintirilor dintr-o altă experiență care este total diferită de fizicitate te limitează pe tine la a simți, la a experimenta, a evolua cu adevărat pe Terra, Anastasia. Da, pentru că te limitează, efectiv. Da? Te compari dimensiunile, sunt incomparabile. Și atunci, observă, scoate-o din inima ta și dă-mi-o mie să o țin pentru o secundă. Și acum observă în acest portal test care se deschide în stânga ta, intră în el și observă cum ar fi fost viața ta de Anastasia fără acea informație. Am impresia că nu ar mai fi fost tristețe. Simt lucrul ăsta. Era o tristețe dată tocmai de asta, că nu acceptam în totalitate. Așa este, bun. Acum ești în acest portal. Îți dau înapoi această informație, această energie, pentru că ți aparține. Și mă repet, astăzi te împiedică să fii cu adevărat aici. Ai adus cu tine în necunoștință de cauză, oarecum. Ai plecat undeva să vezi cum este, nu prea a fost clar ce s-a întâmplat acolo, da? Conștientă, dar nu prea. Iar astăzi te împiedică să fii tu să-ți creezi tu realitatea fizică așa cum îți dorești, pentru că acea tristețe îți creează toate viețile. Este baza cu care tu creezi, Anastasia. Și bineînțeles că vei experimenta în fiecare viață această tristețe. Observă dacă așa a fost. Variațiuni, dar baza, da, aceeași. Aceea este baza. Bun. Și acum, spune-mi dacă vrei să o mai păstrezi. Nu, sigur că nu. Atunci, deschide un portal spre acea dimensiune și lasă-o să meargă la origine. Pentru că astăzi tu, Anastasia, ești uman, în experiență fizică și nu mai ai nevoie. Și închide acel portal, Anastasia. Foarte bine. Acum, observă cum energia ta actuală umple acel gol și observă cum partea ta subliminală se ancrează perfect în corpul fizic. Observă cum realitatea ta se mișcă la voința ta. Observă cum tu ești creatorul realității tale. Observă cum tu schimbi la voință, la dorință. Totul acum este mai fluid, mai clar. Nu trebuie să te mai obosești, pentru că ești într-adevăr conectat. Da, nu. Mă simt diferit. Diferit este bine sau rău? Bine. Mă simt mai în mine. Mai bine împământată în mine. Bun. Și acum, deschide din nou portalul test din dreapta ta, în care tu se presupune că ești din corpul fizic de Anastasia. Ce îți dorești să experimentezi pentru următoarea viață? Oh, cred că o să le iau pe rând. Atât de multe sunt. Bun, ok. Știi cum să faci asta? Da. Bun. Acum să mențin intenția. Foarte să mențin bine. Cu adevărat observă focalizat. Posibilitățile, cum rulează, da, e un cuvânt care o să-l spun, rulează. Tu poți vedea posibilitățile, consecințele alegerilor tale și, bineînțeles, nu poți prevedea totul, pentru că suntem într-o co-creație, însă tu ai puterea de a schimba realitatea atât în pre-reîncarnare cât și în prezentul din acea viață, ok? Da. Ești din acel portal test, foarte bine. Și lasă-mă, te rog, cu Claudia. Te conectează, Claudia. Anastasia fizică, tu ai simțit ceva? Ai vizualizat ceva? Da. Cam tot ce a zis Claudia. Ai simțit extracția sau nu? Da. Bun. Cum o vezi, Claudia, acum pe Anastasia subliminală? Exact cum a zis ea. Parcă acum văd claritate și parcă s-a făcut ordine, efectiv, între câmpurile ei. Tot ce îmi transmitea percepții, toate parcă erau cumva disparate, cumva mereu pe aceeași temă. Acum văd liniște, văd o armonie, văd cum începe un lucru așa general, de sus până jos în câmpul ei. Foarte bine. Acum, Anastasia, spune-mi în prezent, hai să facem o verificare, Claudia, dacă mai vezi o entitate. Nu, absolut nimic. Anastasia, vom face o verificare în viitor. Cum te vezi în viitor? Te mai vezi cu anxietate? Nu. De cât timp are nevoie corpul tău fizic pentru metabolizarea acestei condiții? Mi-a venit 3 luni. Foarte bine. Spune-mi dacă te mai vezi cu durere în încheietura dreaptă. Nu. Nu. De cât timp are corpul tău pentru a metaboliza? 1 lună. Spune-mi dacă mai vezi neîncredere în sine, gelozie, sensibilitatea față de exterior, lipsa motivației, lipsa energiei. Nu. De cât timp are nevoie corpul tău? 5 luni. Foarte bine. Spune-mi dacă mai vezi în viitor vreo prezență în spațiul tău. Exterioară. Nu. Bun. Acum, Anastasia, cheamă în fața ta partea somnală a mamei tale. Cum o vezi? E ca o energie gri, așa. Bun, ok. Cum o simți că se simte? Tristă, o văd ca într-un proces de topire. Ok. Tristă, da? Fără puteri. Da. Sincronicitatea dintre voi două era acea tristețe de unde ați experimentat împreună, Anastasia. Da. Așa este? În prezent, între voi două, există vreo legătură energetică? Nu. Nu. Bun. Această tristețe pe care tu o vezi are o cauză ezoterică? Ne-a venit și da și nu. Mult este creat de ea. Acum, Anastasia, cum nu mai există nicio legătură limitativă între voi două, tu ai făcut o schimbare în spațiul tău, iar tu ești legată de un arbore genealogic. Observă, atât prin mamă cât și prin tată. Observă cum schimbarea din tine merge prin acest arbore la fiecare parte subliminală. Foarte bine. Iar acum, mai mult decât atât, observă cum din mâinile tale pleacă informații spre arborele tău cu ceea ce tu ai înțeles, ceea ce tu ai făcut și merge la fiecare parte subliminală în momentul lor optim, iar cei care vor dori o vor putea accesa. Da. Iar acum din arborele tău vine în fața ta partea subliminală al tatălui. Cum o vezi? Destul de luminoasă. Ok. Cum îl simți că se simte? Foarte neutru. Ok. Da. Da. Bun. Acum îi ai în fața ta pe ambii. Spune-mi dacă când te uiți la mama ta mai simți acea vinovăție sau orice altfel de emoție. Furie, tristețe. Nu. Nu. Acest arbore genealogic a fost arborele perfect pentru tine, Anastasia. Un părinte absent și celălalt la fel, ba mai mult decât atât. Da? Ambii sunt asemenea. Acea singurătate, acea tristețe care s-a perpetuat. Trebuie să înțelegi că acest arbore te-a ajutat pe tine să evoluezi, să înțelegi, iar tu știi asta. Așa că observă cum această înțelegere care este instalată în tot câmpul tău merge spre cei doi. O pot simți, o pot traduce. Spune-mi cum reacționează. Dacă reacționează. Da, nu? Nu prea știu cum să o pun în cuvinte. Este o reacție. Este o reacție, ok. Da. Pozitivă, negativă? Pozitivă. Okay. Pozitivă. Bun, foarte bine. Acum, Ies la revedere de la tot arborele tău genealogic și observă-te în viitor în relația cu mama ta. Cum vezi relația dintre voi două în viitor? Văd neutralitate din partea mea. Ok, iar din partea ei? O acceptare. Bun, ok. A situației. Cum vezi relația cu tatăl tău? Mi-a venit cuvântul absent. Absent, ok, bun. Foarte bine. Acum deconectează-te de aici, revin în prezent și tu, Claudia. Iar eu voi număra de la 1 la 3, iar la 3 veți fi cu ochii deschiși în prezent. 1. Te deconectezi de tot, de toți și de la toate. Observă cum faci asta chiar acum. 2. Ai revenit total în corpul tău pe care începi să-l simți mai lejer, îl poți mișca, Anastasia. Iar el, în timp ce miști, devine din ce în ce mai puternic, iar această senzație de bunăstare începe să-ți cuprindă tot corpul, devenind mai puternic, te simți din ce în ce mai bine. Foarte bine. Și acum 3, poți deschide ochii. Eu încă n-am să iau bătaie. Așa se zice la români. Cum fu, Anastasia? Wow! Wow! Cum te simți? Ai transpirat așa? Da. Am văzut, că erai transferată la una la gât. Da. E bine, înseamnă că ai lucrat. Cum a fost? Superb. Ce să zic? Foarte interesant. Plâns, da, văd că da, nu știu când. Acum. Eu sigur am. Asta mi-amintesc. Da, a fost fascinant. Ți-ai văzut existența în cealaltă dimensiune? Da. Da? Cum ți s-a părut? Care anume? Din care ai adus informațiile. Dinainte de pământ. Da. Da. Am văzut. Era foarte lejer așa. Da, foarte complex, da. Am văzut ca fericele așa de lumină doar. E ca un spațiu albastru deschis și cu fericele de lumină. Mhm. Okay. Practic, fix cum zicea Claudia, fără materie. Mm-hmm. Ok, bun. Da. Deci, de fapt, problema nici măcar nu erau interferențele. Exact. Da. Nu interferențele păreau a fi. Nu. Și modul ei de a se reporta la experiența pământească. Da, exact. De-aia nu se înțelegea ce se întâmplă. Mm-hmm. Eu am făcut să dispară interferența aia, da, ca zic să dispară, să vedem ce se... Eram curioasă să văd dacă dispare sau nu, dacă poți să o faci să plece. Dar era clar că era ceva mai mult, doar că nu era clar. Dar nu era clar ce se întâmplă. Exact, da. Exact. Da. Bun, doar ca să închid înregistrarea, spune-mi dacă vrei să o publici. Da. Cu fața descoperită sau acoperită? Da, poți să-mi lași fața. Ok. Da. Poți să-ți las fața, atunci las tot ce am discutat, nu? Și la început. Sau nu? Nu mai ții minte cât am discutat. Asta că vedem, îmi spui după aia. Doar ce e mai sensibil. Da, doar să închid așa. Bine, îi mulțumim Anastasiei pentru că a dorit să publice sesiunea ei. Probabil o să o mai vedeți pe Anastasia dacă tot și-a lăsat, are curajul, da? Nu știu de ce, n-ai avea, dar oricum. Îi mulțumim Claudiei, bineînțeles. Cu mult drag. Vă mulțumesc și eu și vă spunem la revedere. La revedere. La revedere.